Îi dăm drumul. Dragii noștri prieteni, bună seara! Avem astăzi o emisiune pe care vreau să o punem împreună cu Gabriela Braniște în slujba domniilor voastre pentru a dobândi această rară capacitate de a ne cunoaște potențialul. Ei bine, Gabriela s-a specializat în mai multe domenii, inclusiv în arta aceasta, care e una destul de rară, a vindecării ființei umane, și își pune energia și își influențează cumva destinul către ajutorul asemănului său, cât și ajutorul pe care vedea în regim colectiv să-l aducă populației pe care o are pe lângă. Ei bine, ea este foarte activă în mediul digital și nu o găsiți după numele ei pe YouTube, găsiți doar câteva emisiuni. Ea are un canal pe care vi-l las acum pe ecran să-l vedeți, cu numele de Evoluția Conștiinței, și veți găsi mai multe videouri pe care ea le face. Gabriela este scriitoare, este psiholog, este paraantropolog și caută să-și îmbunătățească zi de zi condiția, mai ales cea spirituală și după aia cea fizică. Și din acest motiv, așa cum a fost și luna trecută, vreau din nou să intrăm în ceea ce ea a dobândit și a verificat și a experimentat, pentru că are și studii la Sorbona, la Facultatea de Litere în Franța, și știu că studiază neîncetat și verifică neîncetat. Ei bine, ce apreciez foarte mult la Gabriela Braniște este că asociază în relație cu momentul lucrurile din spiritul sau din sufletul ei și nu stă prea mult în iluzia sau în prognoza sau în speculația mentală că așa ar putea să fie lucrurile. De ce spun asta? Pentru că însăși cuvintele pe care le rostește sunt dovada faptului că este atentă la ceea ce vorbește și este atentă la ceea ce gândește și simte și se manifestă sau se exprimă pentru noi. Pentru mine este un om pe care îl admir foarte mult și observ din ce în ce mai mulți oameni că își doresc să cuprindă mai mult din ceea ce Gabriela ne va spune sau ne-a spus în alte emisiuni anterioare sau ne va spune în viitor, pentru că știu că este un om care verifică. Gabriela trăiește undeva în Munții Apuseni, în județul Hunedoara, și are o relație foarte apropiată cu natura, după cum o să vedeți și de pe videourile ei de pe YouTube, cât și pozele și anunțurile ei de pe Facebook, pe care le puteți găsi acolo. În seara asta avem un subiect mare, un subiect despre această făptură pe care noi o deținem temporar circa 150-250 de ani, în funcție de cum vrem să trăim, și putem să facem niște lucruri extraordinare, chiar miraculoase, nu așa la ceea ce se prezintă în media sau în multe alte manuale de literatură, ci să căutăm în adâncimea trupului nostru și a sufletului nostru exact posibilitățile. Și din acest motiv, această alchimie internă pe care vreau să o dezvoltăm este prin mai multe lucruri, mai exact prin alimente, nutriție, prin apă și prin virtute. Și despre aceste lucruri o să vorbim în această seară, așa că dacă sunteți pregătiți cu întrebări o să le luăm live, dacă nu, o să le luăm și ulterior în comenturi, așa că o să intrăm direct în pâine, pentru că timpul lui Gabriela este redus și vreau să venim cu ceea ce este productiv pentru toată lumea. Gabriela, mulțumesc foarte mult, bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu! Știu că ai un background în dorința ta de a-ți ajuta aproapele. Știu că te îndeamnă ceva dinăuntru să faci asta neîncetat și să fie ca un fel de destin pe care tu ți-l conduci. De ce crezi că are nevoie un om ca să reușească să-și ajute aproapele în cel mai înalt și științific mod posibil? Cel mai potrivit mod de a-ți ajuta aproapele este de a te descoperi pe tine. Descoperind potențialul tău maxim, descoperind ceea ce ești tu în adevăr, vei reuși cu adevărat să aduci o informație, să aduci acel ceva special
de care se vor bucura și ceilalți. Ființa umană în acest moment își caută cu disperare destinul. Însă destinul presupune o destinație, iar destinația nu poate fi decât evoluția conștiinței. În consecință, nu știu ce destin se caută, pentru că încă probabil nu s-a înțeles destinația. Nu este vorba despre destinația fiecăruia în parte, este vorba despre destinația noastră, a tuturora, ca specie, în Ev. Iar lucrul acesta a fost descris în Dev, adică în Vede, pentru a vedea, și în Deva, pentru a fi o Eva. Deci lucrul acesta se vede, se știe, se cunoaște, se simte. Noi toți suntem împreună în acest proces evolutiv și doar noi împreună vom reuși să constituim, să construim acest proces în sine. Exact acest cuvânt care l-ai spus, de a constitui și de a construi, este de fapt acel cu, construcția pe care o facem cu cineva. Deci este o energie colectivă pe care noi toți avem nevoie să o atingem și unii dintre noi, să spun, care studiază sau se dezvoltă mai mult, pot să-i ridice așa ca pe scala virtuților de la Sucevița sau cea de la Sfânta Caterina din Egipt, de la muntele Sinai, o scala a virtuților unde prin coparticiparea unuia, care este, să spun, mai înțelept sau mai învățat, era bătrânul satului mai de mult, se poate ridica și celălalt. Și cam asta ai descris tu mai devreme, doar că oamenii probabil nu știu destinația. Așa că vreau să, poate să fie clarificăm pentru oameni, care ar putea să fie, cum să se întrebe ei care este destinația, cum să afle, prin ce metodă sau filtru? Pentru că tema emisiunii de astăzi, propusă în mod excepțional de tine, chiar cel mai excepțional moderator pe care l-am întâlnit, este virtutea. Realizând o analogie cu acest concept, am reușit să extrag o informație din ceea ce se numește cheile genelor. Dar să o extrag nu așa cum extrage fiecare o informație, ci pur și simplu să o văd dincolo de ceea ce este scris în această lucrare. Vorbim despre cheia cu numărul 7, virtutea, și vorbim despre această virtute ca despre o vârghină, adică despre o funie, adică despre o sârmă care face împletitura. Și ce reprezintă această împletitură? Ce poate fi ea într-atât de importantă? Ei bine, atunci când împletești o sârmă și ești sârmoterapeut, atunci pui împreună o parte cu cealaltă parte. Astfel este împletit unul în altul și zăcământul, care este zacerea, dacă nu este ce trebuie, dar este și zicerea, dacă este ceea ce trebuie. Deci un zăcământ este o zacere și o zicere, iar o virtute este o vârghină, adică o sârmă cu care se împletesc aceste elemente extraordinare, creând împreună urzeală și năvădeală, adică metalifer, adică meta, adică mental, adică metal, adică NLP, coduri neurolingvistice. Nu mi-am amintesc întrebarea ta. Întrebarea a fost cum omul să afle destinația pe care el o are, prin ce filtre sau metode să descopere acest lucru. Nu există. Nu există o tehnică, o metodă. Dacă cineva propune o tehnică, o metodă pentru a atinge un astfel de aspect, înseamnă că este un șarlatan. Fiecare își va găsi calea. Pentru că tu ești în sine calea. Nu există o metodă. Tu ești în sine și metoda. De fapt, tu ești metoda în felul tău. În felul tău, în modul tău, se creează universul.
Cine propune astăzi metode de vindecare, modalități de descoperire a destinului, modalități de descoperire a destinației, cum a propus dezvoltarea personală, spiritualitatea, ezoterismul, care este un exod, exoderismul, este pentru că există șarlatanism, există, în loc să fie șan, este șarlatan. Dacă ar fi fost șan, ar fi fost șan bala și atunci am fi vorbit în adevăr despre ADN. Dar este cumva finalul spiritualității și este cumva finalul a ceea ce ființa umană definește ca fiind confuzia în care se regăsește. Este finalul spiritualității. Este momentul ca din cei care s-au trezit, care s-au ridicat din spiritualitate, să se creeze 144.000, cei care se vor vindeca pe sine, care nu au nevoie de nimic din exteriorul lor, Doamne ajută! Care nu au nevoie de nicio metodă, pentru că ei vor fi și metoda. Această metodă se regăsește înscrisă în ADN-ul fiecăruia. Despre asta este vorba. Rezonez foarte mult cu această zicere și trăirea ta, pentru că una din căutările mele interioare este să nu mai depind de factorii externi sau să mai fiu condiționat de faptul că alții, doctori, avocați, taxe și mediul în care trăiesc să-mi condiționeze viața și să mă ducă într-un anumit nivel, ci să-mi ating un nivel de pricepere și de știință interioară care să mă ajute să-mi alchimizez interiorul. În trecut, draga mea Gabriela, alchimia era una din ramurile foarte ascunse ale lumii, pentru că al este tatăl, asta știm cu toții, al, el, ol, ul, il, în toate limbile este folosit ca părintele, cum este în limba arabă al Ghazali sau tatălui Ghazali, cum este în limba italiană este il, fratello, în spaniolă este el, comandante, în română este pus la sfârșit ul, și în Elohim, catedral, Babel, angel și așa mai departe. Deci acest al-el-il, cum este alchimia sau părintele chimiei, este o știință sacră pe care însă și această emisiune vreau să facă lumină, pentru că foarte mulți oameni probabil au lucruri speculative despre ea și nu au căutat în esență ce face ea. Cum am putea, adică să pornim de la un lucru, cum am putea să descoperim lichidele care fac alchimia să funcționeze în corp? 1666, momentul în care legile gramaticii au dus la uciderea cuvântului viu. Nu vreau să te dezamăgesc, însă legile gramaticii au distrus înțelegerea noastră de o asemenea manieră încât noi astăzi nu mai suntem capabili să lucrăm cu cuvântul viu. Cuvântul alchimie este compus din al, chi și mi. Mi-urile sunt trupurile, chi-urile sunt însuflețitoarele, iar al este șase care se privește în oglindă nouă, adică nota la. Totul în univers este bivalent, este un construct care se privește în oglindă, pentru că avem sus bolta cerească, care este balta cerului, zicere. Zicere. Ai cer în zicere. În vorba ta ai cerul și ai apa, bolta, balta. De asemenea, tu trăiești și ești un depozitar al adevărului, cum spunea Nietzsche, în calea lacteie, adică calea laptelui, care este voca la lacteie.
vocala, alchimia. Ce este sus este și jos, dar este invers. Alchimie. Am uitat întrebarea, evident. Te rog să repeți întrebarea. Mulțumesc. Care sunt lichidele care ar duce la o alchimizare interioară a țesuturilor noastre? Cele 9 forme ale apei. Aceasta este o informație de secolul 50. Este adevărat, eu sunt un produs marca Moșon și aceasta este destinația mea. Pentru că totul în univers este bivalent, eu sunt vocea și imaginea Moșonului. Cele 9 forme ale apei nu sunt descoperirea Moșonului. Descoperirea Moșonului este a 4-a formă a apei, hidrogen 3, oxigen 2. Cea de-a 5-a formă a apei este sarea, pentru că este cristal lichid. Ea se dizolvă în ea însăși, de aici și conceptul pe care îl descoperim fie în școala iluminării, care este de altfel un concept ce provine din miturile esențiale, obârșia ploii. Aceste lichide sunt toate compuse în hidrogen 3, oxigen 2, care sunt sevă. Seva plantelor, seva fructelor și seva legumelor. Există hidrogen 2, oxigen hidratant intracelular cu moleculă hexagonală, care este apa comunitară, înghețată și topită. Este elixirul divin, apa de ploaie, apa sterilă, acidă, este apă mitocondrială, este sarea, cristal lichid, a 5-a formă apei, a 6-a formă apei este metalul, restul le păstrez pentru mine. De ceva timp am început să lucrez cu niște astfel de lichide care se găsesc în scoarța, de fapt în trunchiul copacilor. Și aceste lichide sunt niște uleiuri sau un fel de sevă, cum ai menționat tu mai devreme, care are efecte miraculoase, aș putea să spun, și din motive de siguranță de YouTube nu aș vrea să le menționez. Dar aceste sevă, una dintre ele care este foarte comună în Europa, mai ales în România, este seva de mesteac, și în Canada una care se numește sevă de stejar, care e foarte dulce și are prea multă glucoză pentru mine. Dar cea de mesteac, în foarte mulți oameni o pasteurizează și nu mai rămâne nimic din ea, foarte puțini o lasă și o mănâncă ca borș și mai puțin beneficiază de ea, pentru că în 3-4 zile încep să fermenteze. Poate fi seva de copac, și de care copac lucrezi sau cunoști tu un proces de vindecare pentru om? Ne întoarcem la Hipocrate și este prima noastră oprire. Eu vă propun să mergem mult mai departe, pentru că tu bei seva, care este Eva, tu bei Eva. Care este Eva? Care este Ev? Ne întoarcem în paleo. Tot ceea ce reprezintă hrană paleolitică este elixir divin, medicament unic planetar. Dacă tu consideri că în paleolitic se fermenta și se obținea seva, dacă tu consideri că în paleolitic se fermenta și se obținea brânza și zerul, dacă tu consideri că în paleolitic se pasteuriza sau se supunea hrana unui proces termic sau cine știe despre ce proces vorbim, atunci cu siguranță va fi medicament, va fi elixir. Dacă însă conștientizezi că în paleolitic hrana era specială datorită faptului că reprezenta hrană circadiană. Hrana circadiană este hrana naturii obținută din ritmul circadian al naturii. Tot ceea ce este în afara acestui ritm circadian, care este supus proceselor termice,
devine pentru ființa umană o treabă. Și ADN-ul uman nu este specializat să prelucreze în afara ritmului circadian. Acest ritm circadian este informația fotonic, solar, lunară, care se înscrie ca lumină condensată în fructul, leguma respectivă. Se înscrie ca geometrie într-un anumit timp, într-un anumit spațiu. De aceea strămoșii noștri sărbătoreau ciclurile naturii. Tocmai din acest motiv, pentru că sărbătoreau această geometrie care se află înscrisă pe ia pe care o port. Noi ne hrănim cu geometrie pentru că, într-adevăr, ne hrănim din Tatăl Ceresc, care este Ler, care are legătorul. De aceea sunt de acord cu tine că vorbim despre El, despre Il. Acest L reprezintă legătorul. Legătorul pentru mine nu reprezintă altceva decât geometria care susține moleculele în legătură. Această susținere a moleculelor în legătură conferă formă în timp și spațiu. Într-adevăr, noi ne hrănim cu Tatăl Ceresc, ne hrănim cu apa de ploaie. Singura hrană care provine din cer, de la Tatăl Ceresc, și creează circuitul lingvistic fundamental de la soarele Helios la pământul Gea, este apa de ploaie. Apa de ploaie este fetus în pământ și ea se transformă în tot ceea ce vezi tu, adică în tot ceea ce este natura, dintr-un singur strop de apă de ploaie. Din același element se creează această variațiune infinitală care se numește natura. În absența apei de ploaie, în absența laptelui, această apă de ploaie este lapte din calea lacteie, iar această cale este vocalea, adică acest lapte, această apă de ploaie divină, elixir, universic, această apă de ploaie conține vocala, pentru că noi ne hrănim cu vocale, pentru că suntem ființe superioare. Într-adevăr, aceasta este Seva. Bineînțeles, ea se transmută și se transformă în metal. Metalul, această formă a apei, a șasea formă a apei, nu degeaba este a șasea formă a apei, pentru că ea vine din cer nouă și se transformă fibonacic în șase, adică în metal, adică în meta, va conferi, acest metal va conferi cuvântul, capacitatea softului. De fapt, aceasta este învățătura moșionică și, bineînțeles, această învățătură moșionică se pliază perfect pe învățătura despre suflet și trup. Știința despre suflet și trup de la Tracogeto Daci. Zalmoxis nu vorbește în Cogaion decât despre apă și metal. Care astăzi cunoaștem foarte bine că oamenii de la oraș nu mai au acces și pentru că metropolul le oferă un mod de siguranță și niște beneficii sociale enorme ca oamenii să aibă apă caldă constant și să aibă magazinul la botul, la colțul străzii, nu mai trebuie să meargă să mai facă o căpiță de fân, să mai mulgă caprele ca să-și ia din natură elementele esențiale care pot să dea vindecare sufletului și trupului încât să rămână omul sănătos. Dar ce face un om care rămâne la oraș, vrea să-și ajute condiția, familia și pe cei de acolo, ce opțiune are? Sunt genul de femeie radicală și există și această variantă în care eu răspund, nu există nicio opțiune. Cu toate acestea, nu voi fi intrat atât de radicală în această seară. Mulțumesc. Nu de altă, dar sunt extrem de obosită. Îți spuneam, am făcut 4 căpițe de fân și am întors fân de pe jumătate de hectar. Deci, nu există posibilitate, nu există nimic în afara digestiei. Ființa umană caută medicamente, elixire, pentru că nu are digestie.
această digestie s-a pierdut în ultimii 2000 de ani, datorită faptului că ființa umană a fost hrănită, și mă refer la marea majoritate a populației, cu cereale, care sunt morfină și acid fitic. Pentru că nu există digestie, pentru că nu există clor, nu există sodiu, pentru că nu există mocirlire. Dacă nu există împământare, mocirlire, nu există digestie. Pentru că ființa umană nu a reușit până în acest moment să descifreze această informație, care este într-adevăr o informație de secolul 50, dar care se află printre noi. Exact ca un cavaler al apocalipsei, această informație pur și simplu dă năvală peste noi și cu o spada lui fantastică ne lovește în stânga și în dreapta și ne explică faptul că există un balans între ionii pozitivi și ionii negativi, adică între pământ și atmosferă. Și că ființa umană, că este o ființă extraterestră, pentru că ea trăiește datorită mitocondriilor care sunt extraterestre, cum de altfel și apa de ploaie este extraterestră. Noi suntem cineva ne-a distrus softul. Noi nu înțelegem că nu există ceva extraterestre, că noi suntem în sine Calea Lactee. Suntem locuitori de drept în Calea Lactee. Nu există nimic extraterestre. Suntem aici, în acest construct universic. Facem parte. Deci, există șanse pentru cei care locuiesc în metropole, înțelegerea conceptelor. Lumină. Deci, prima hrană este lumina. Eu am energie și lucrez 14 ore pe zi, un efort fizic colosal, pentru că stau tot timpul în lumină. Lumina este prima hrană. Apa, pentru că ființa umană nu va avea o altă posibilitate decât să înțeleagă că există această apă cu moleculă hexagonală și că aceasta este apa potrivită pentru constructul care este. Deci vorbim despre lumină, despre apă cu moleculă hexagonală, hidratantă intracelular, apă care hrănește mitocondria. Bineînțeles, vorbim despre împământare, mai precis mocirlire, și defecație paleoregală. Această defecație realizată de Petron a condus ființa umană la ceea ce moșionul numește ceață pe creier. Bineînțeles, la care se adaugă alimentația constituită din alimente obținute în acest ritm circadian. Vorbim despre 80% alimentație enzimatică în farfurie și doar 20% alimente oxidate. Dacă ființa umană inversează acest procentaj, nu trăiește. Nu trăiește, ci doar supraviețuiește și este pe avarie, spune moșor. Acestea sunt condițiile pentru ca o ființă umană care trăiește suspendată cu celula în derivă la etajul 6, care muncește într-un birou în afara razelor infraroșii și ultraviolete, care nu se hrănește zilnic cu spectrul curcubeu. Acesta este Dumnezeu. Această hrană, lumină, care înseamnă mult mai mult decât am decriptat noi până acum. Inteligența artificială, dacă vom aborda un astfel de subiect în emisiunea viitoare, va învăța de la noi, va învăța de la moșonul. Va sustrage avidă toate aceste informații, pentru că hrana cu spectrul curcubeu, faptul că noi ne hrănim cu lumină, care este har și harana. Vorbim despre alimentație atunci când discutăm, când purtăm o discuție despre Codex Alimentarius, care nu este conceptul nostru. Când vorbim despre, când vorbim noi, ființe cu soft, despre
hrană, vorbim despre harul nostru. Noi nu utilizăm acest cuvânt aliment. Nu. Noi utilizăm cuvântul viu care este harana, pentru că hrana este harul, adică virtutea despre care tu vorbești. Această harana vie îți va conferi virtutea. Această virtute va fi conferită de cupru, care este necuprinsul. Pentru că percepția pe care ți-o conferă cuprul, care creează urzeală și năvădeală și se împletește cu toate tipurile de fier, toate tipurile de cupru, tipuri de magneziu și așa mai departe. Deci, această hrană, pentru că ne întoarcem la 1870, Louis Pasteur, Antoine Béchamp. Pasteur spune clar, el spune adevărul, terenul este totul. Terenul, acest concept la Louis Pasteur are două semnificații. Terenul, adică microbiomul, și cea de-a doua semnificație, terenul, adică pământul în care se cultivă legumele și fructele pe care le consum. Pentru că eu, de exemplu, trăiesc în acest Ardeal care este cupric. Și cuprul înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Tot Orientul Mijlociu are cupru din care servește, în care gătește, în care își face cafea, își bea lichidele. Este un metal antic, care în Sumeria era un metal de care nicio fermă, nicio gospodărie nu ducea lipsă. Sunt convinsă. Probabil că în curând îl vor căuta pe moșonul să le descopere, să le dezvăluie condiția prin intermediul căreia acest cupru anorganic se transformă în cupru organic. Pentru că poți servi din vase de cupru o veșnicie, mă rog, impropriu spus, poți servi mult și bine din vase de cupru dacă corpul tău, organismul tău nu conține elementul, capacitatea de a transforma cuprul anorganic în cupru organic. Gabriela, apa de peșteră, știu că, de exemplu, la mai multe peșteri se propune faptul că apa este curățată de către rocă și roca o filtrează și are zero nitrați și are un potențial de hidrogen, un pH de 10. Adică o apă foarte alcalină care alchimizează și face corpul să dea la o parte tumorile incipiente, să dea la o parte virusurile, bacteriile care sunt pe acolo și cumva hidratează celula mai repede. Există ca variantă pentru oamenii care din când în când pot da o fugă la peșteră să-și facă stocul de apă de acolo și după aia să le țină în niște butoaie de sticlă de unde se consume? Doar în cazul în care sunt surprinși de o avalanșă și sunt în imposibilitatea pentru câteva zile de a consuma hidrogen, oxigen pur, hidratant intracelular. Cu siguranță nu. Noi nu ne hrănim cu elemente anorganice. Această apă care a intrat în contact cu pământul, care este o apă comunitară, a fost îmbogățită cu elemente anorganice. Ea și-a pierdut astfel geometria hexagonală. De aceea va fi în imposibilitatea de a penetra membranele celulare care sunt constituite din pori membranari hexagonali. În plus, această apă comunitară, îmbogățită cu tot soiul de deșeuri toxice. Când spui apa comunitară, te referi și la sticlele îmbuteliate de plastic cu apă? Sigur că da. Deci, singura apă care se poate consuma într-adevăr în forma care se găsește în natură este apa de ploaie. Apa comunitară este apa care poate fi transformată prin un proces de agregare care reprezintă un proces al naturii și anume
înghețare, dezghețare. Bineînțeles că se poate consuma hidrogen 3, oxigen 2, adică apa verde, apa fructelor și legumelor, exact în starea în care este. Însă această apă comunitară, fie că ne referim la apa de izvor, la apa îmbuteliată sau la apa de robinet, adică această apă care a intrat în contact cu pământul. Acest pământ, despre care știm foarte multe, să fim serioși, pe aceste pământuri se trăiește de foarte mult timp. În Apuseni sunt scoici. Cândva a fost apă aici. De aici s-au ridicat munții Mun, așa cum rostesc eu în meditațiile mele poetice. Însă am simțit că am avut parte de numeroase resetări, iar acest pământ a fost exploatat maximal. În plus, această bogăție metalică nu poate reprezenta altceva decât reminescențe ale unor structuri artificiale în timpuri îndepărtate. De ca și cum acest pământ este un cimitir de roboți. Pornisem de la întrebarea ta și în întrebarea ta am găsit foarte multe idei. Te rog să repeți întrebarea. Nu, îmi amintesc despre pH. Să privim acest cuvânt. Avem două consoane. Aceste consoane sunt consoane anorganice. În vocabularul uman, așa vorbește știința despre suflet și trup de la Treacotodaci, consoane neînsuflețite, consoane însuflețite și consoane vii. Eu le numesc consoane anorganice. H-ul și P-ul se traduc astfel în Treacotodacă. H-ul este impulsul primordial, ghesul sau sporul, iar P înseamnă pământ. Da? Deci, ce reprezintă pH-ul? Reprezintă un impuls, un ghes, un impuls primordial în Pamayenta. E bine, acest sintagmă ne conduce instant, pentru că suntem ființe superioare care lucrăm cu memorie, ne conduce instant la mitul primordial și anume mitul biblic. Cum că Doamne, Doamne, a luat doi pumni de pământ, a insuflat suflul de viață și a creat ființa umană. Iată, de fapt, ce reprezintă acest pH. Nu este ceea ce am fost noi educați a înțelege. În plus, nu vorbim despre niciun soi de pH. Singurul element care interesează ființa umană este neutralitatea. Și... adică balansul. Adică? Balansul. Neutralitatea. Da. Neutralitatea este un element extraordinar. De fapt, spuneam că totul în univers este bivalent. Chiar dacă ne referim la mitul pe care îl aduce știința despre suflet și trup de la Treacotodaci, și anume că Ler împărat, cuptorul universal, coboară pe pământ și se împreună cu singura ființă, Lara. Deci vorbim despre o structură bivalentă. Această împreunare, această structură bivalentă, fie că este o structură pur psihologică, conceptualist, lingvistică, lumină, întuneric, pozitiv, negativ. Ei bine, ființa umană trebuie să înțeleagă că nu există această bivalență, că această bivalență în sine este o trială. Deci totul în univers este bivalent, dar bivalența aceasta este o trială. De fapt, 2 înseamnă 3, dacă e să raportăm la cifre. Însă, deocamdată, noi ca popor, descoperindu acum cultura străveche de la 14.000 de la Atlanți, abia acum descoperim numerologia. Nu mă refer la cea ebraică pe care o studiază cei care importă informații. Mă refer la adevărata numerologie, iar eu înțeleg, adică văd imaginea numelui, da? Și anume că 2 este în sine 3. Deci această dualitate este în esență o trială.
De altfel, această idee nu este o idee trăsnită sau o idee nouă. Dacă noi intrăm în dogmă și vorbim despre bine și rău și liber arbitru, vorbim de fapt despre o triadă. Ne vorbim despre bivalența sau dualitatea, de fapt, că aceasta este o dualitate. Ceea ce exprim este o bivalență, ceea ce exprimă dogma este o dualitate. Ceea ce exprim eu este o gândire logică, iar ceea ce exprimă dogma este o judecată. Judecata nu este un proces al gândirii, de gândire. Deci, această dualitate bine-rău există pentru că există un observator. Deci, dualitatea este o triadă. Bine-rău există pentru că există un observator. Acest observator face trei. Deci împreună bine-rău și observator face trei. Deci doi întotdeauna, doi creează o trială întotdeauna. Nu știu de la ce am pornit. Tu ai spus un lucru care este de fapt esențial pentru orice religie, adică să-l ajute pe om să se... relege printr-o re-logos, printr-o religie de ființa sacră divină, care se află în doze și proporții numai de Dumnezeu știute și în om. Această amintire de propria sa condiție, omul o uită pentru că are foarte multe interese peste zi și această triadă și triană nu prinde viață prea des, nu prea devine adevărată pentru că mintea nu are însăși forța necesară să o cuprindă în totalitate, în permanență. Și acum vreau să-ți propun cum poate un om care vrea să oprească lipsa de memorie și practic să-și vindece acea parte a memoriei sale cerebrale, neuronale, să nu ajungă în viitor la probleme neurodegenerative, cum foarte multe alimente deja au început să o facă și lichide de asemenea, și să-și conducă partea sa sufletească la o virtute, la o înțelepciune interioară a ceea ce este omul ca potențial divin. Prin ce procese să treacă? Cum îl inviți tu pe un om să cerceteze acest lucru? În primul pas este refacerea digestiei. Pentru mine digestia este primul creier. Primul organism unicelular s-a creat astfel. Concret, ce ar putea un om care are totuși cât de cât un background și pentru că oamenii care sunt în această seară și vor vedea acest video, sigur nu sunt din aia cu cea falată care stau la bere și discută nonsensuri despre ceilalți. Sunt oameni care cât de cât caută înăuntru și își pun întrebări existențiale. Deci ce ar putea să facă acești oameni ca să cuprindă în ei sensul virtuții și să elimine lăcomia și prostia viciului? Există un sens și acest sens se numește biogeneză mitocondrială. Există un moment de conștiință când ființa umană decide să își hrănească mitocondria prin ceea ce noi cunoaștem sub denumirea patetică, de altfel, de post-umed. Deci nu este vorba despre niciun post. Nu se postește. Este pur și simplu modul în care ființele paleolitice își duceau viața. Pentru că nu exista hrană în paleolitic așa cum există hrană în acest moment. În paleolitic nu exista un frigider și nu existau trei mese pe zi. Cu siguranță, noi ca ființe cu mana formate cu soft în perioada paleolitică ne-am creat de o asemenea manieră și corpul nostru este creat astfel. Biogeneza mitocondrială este momentul în care ființa umană oferă timp și spațiu, hrană și energie mitocondriilor. Mitocondriile vor fi capabile să reconstruiască ființa umană. Cei care astăzi își adresează întrebări existențiale o fac de foame. Ființa umană nu este hrănită și nu este hidratată corespunzător. Dacă nu ai lumină, dacă nu ai apă, dacă nu ești împământat, mocirlit, nu vei putea dormi. Dacă nu vei putea dormi,
pentru că somnul și noaptea este o perioadă de post. Această perioadă de postire este momentul în care corpul lucrează pentru a repara, regenera, restructura tot ceea ce ești tu. Însă pentru a realiza un astfel de proces are nevoie de energie, iar această energie este conferită de mitocondrie. Însă mitocondria care se hrănește cu apă și metal, pentru că este specializată să transforme hrana în electron, deci în energie, dacă nu este hrănită corespunzător, nu va putea susține corpul. Deci, este unica, este calea unică, nu știu ce reprezintă acest cuvânt viciu, nu știu ce reprezintă pentru tine, nu știu ce reprezintă acest cuvânt pentru oameni în genere. Însă, această perioadă de post umed va oferi corpului tău posibilitatea de a elimina întreaga informație degenerativă. Pentru că acea poftă, acea dorință de a consuma un anumit tip de hrană, un anumit aliment, vine din faptul că în structurile genetice există o informație care s-a împletit și care nu reprezintă altceva decât o eroare. Nu există poftă. Nu exista poftă în paleo. Tot ceea ce consuma ființa respectivă era produs din natură. Odată hrănit, hidratat, odihnit, împământat, cu torusul la maximum, pentru că avem 321 de stereotipuri dinamice, 4 dintre ele se găsesc în tălpi, pur și simplu sunt niște motoare fascinante. Nu ai nevoie, pur și simplu zbori. Acela este zborul. Însă, ființa umană care se hrănește cu organisme modificate genetic, bineînțeles că a ajuns la viciu și la întrebări existențiale. Orice răspuns, nu există întrebări, dar există răspunsuri și aceste răspunsuri pentru ființa umană sunt natura. Toate răspunsurile. Nu există întrebări. Ființa umană care începe să își adreseze întrebări existențiale, pentru că știu această sintagmă, este apanajul spiritualității. Ființa umană care începe să își adreseze întrebări existențiale este pentru că încă nu a descoperit natura. Dacă ar fi privit cu adevărat în natura, adică Mesia, ce înseamnă Mesia? Sia înseamnă vedere și me reprezintă suma maurilor, adică a puterilor trupești. Ma, ți-am luat maul, știi această expresie, cunoști această expresie. Ei bine, ți-am luat maul, adică ți-am luat graiul, ți-am luat forța, vigoarea, puterea. Ei bine, Mesia înseamnă Sia, adică vedere, adică vedele, adică deva, pentru că totul este o criptografiere, da? Iar me este suma maurilor. Deci tot ce are de făcut ființa umană este să privească Mesia. Adică să privească ce? Aceste forțe extraordinare care nu sunt altceva decât fenomenele naturii. Natura în sine. Privind prin contemplare, se numește astăzi în spiritualitatea modernă, contemplare, da? Deci, privind natura, vom căpăta răspunsurile. Din acel moment se spulberă ceea ce se denumește astăzi întrebare existențială. Cel care își adresează astăzi întrebări existențiale este nehrănit și nehidratat. Un om nehrănit și nehidratat nu are somn. Un om, deci sunt oameni care nu au dormit de o viață. Este fabulos cum încă supraviețuiesc. Un corp nehrănit, nehidratat, nu poate dormi. Este în confuzie, maladie, degenerare, întrebări existențiale. Îmi caut destinul. Prima marca foamei este îmi caut destinul. De fapt, lui este foame.
El caută hrana, adică harul adevărat, pentru că destinul este legat de har. Ori harul înseamnă hrana, adică hrana. Deci totul este atât de simplu și tot ce avem de făcut este să privim. Nu există nici spiritualitate, nici dezvoltarea personei, nici exod, erism. Nu există altceva decât acest Dumnezeu infinital, care este universul, care este natura, iar noi avem ochi pentru asta. Deci suntem creați, ne-am creat, ne-am zamisliți, da? Din oceanul primordial Namun, cu această capacitate de a vedea acest miracol. Draga mea Gabriela, mulți oameni întreabă în live de această componentă a proteinei, carnea de la animal. Care ar fi varianta optimă de consumat? Pentru că pentru mulți este de fapt un mijloc de forță și de putere fizică, dar bănuiesc că cea mai mare putere de cumpărare o au oamenii care locuiesc la oraș și care cumpără evident o carne care e trecută prin niște procese de curățare și nu mai are tripsine, nu mai are chimiotripsine, nu mai are enzimele care ar trebui să fie într-o bucată de carne ca să ajute procesul de digestie și de vindecare să fie natural. Și oamenii cumpără doar o bucată de proteină acolo ambalată și foarte frumos colorată de la un market, pusă în plastic și ținută acolo câteva săptămâni și se bucură de o masă copioasă când gătesc în weekendul care vine pentru cineva la un grătar. Ei bine, ce se întâmplă cu sistemul digestiv al acestor ființe care, după ceva ani de zile în care fac acest obicei, văd că crește așa puternic reminescența aceasta din jurul părții mediane a corpului, adică burta, și oamenii deodată se întreabă după 20-30 de ani că m-am îngrășat, m-am umflat, nu mai pot să alerg, nu mai pot să fac dragoste, nu mai pot să am speranța aia de vitalitate și putere de viață. Pentru că sistemul digestiv, cum ai spus tu, este cumva atrofiat. Ce resurse animale există? Eu, din punctul meu de vedere, înainte să îți las ție puterea de a vorbi, ceea ce fac din când în când și destul de rar este să mai iau organele de la animal și să le fac în mai multe moduri, uneori chiar și crude. Și asta mă ajută și m-a ajutat în ultimii mei ani să îmi recapăt, zic așa, forma interioară de a putea să gândesc și să trăiesc pe această planetă într-un mod rezonabil și să mă apropii încet, încet de mine însumi. Pentru tine, care este, și pentru oamenii care vrei să le împărtășești, care este sensul acestei proteine animale, de unde ar putea să ia, cum să-și o gătească și de care carne? Sunt foarte multe idei. Evident. În acest moment, în mintea mea. Două, molecula de hidrogen și Proteus. Proteină Proteus. De fapt, ființa umană se hrănește cu hidrogen 2. Acest impuls primordial, pentru că iată, ai aflat din știința despre suflet și trup, ce reprezintă consoana H, impuls primordial. La o anumită calitate și de o anumită formă este particula de hidrogen într-un fir de iarbă. La o anumită calitate este particula de hidrogen, de exemplu, într-un animal și la o anumită calitate este particula de hidrogen în ființa umană. De fapt, războiul este războiul acumulării acestei particule de hidrogen. Dar este o altă discuție. Cu siguranță, consumând hrană, da, cu siguranță consumând această hrană, care este carne, noi nu suntem mai deștepți ca vulpea. Vulpea este mult mai inteligentă. Ea nu mănâncă hrană second hand. Care este hrana second hand? Cu siguranță, organele sunt deliciul și ele conțin numeroase elemente, minerale și electroliți, metale. Noi avem nevoie de metale organice. Însă, există o simplitate fascinantă și anume, această simplitate fascinantă se numește leucina. Bine, inițial vorbim despre tiamină, dar asta este o altă discuție. Leucină
este o proteină de care avem nevoie și se găsește în oul crud, adică în gălbenușul crud. Eu mănânc 3-4 gălbenușuri crude pe zi. Și cu albușul ce faci? Să lucrăm în logica comparată a moșonului. Și să ne imaginăm că suntem în paleolitic și am găsit un ou cu siguranță în paleolitic. Nu aveam nici dexteritatea, nici finețea și nici ia sau cravata pe care o avem noi astăzi. Aveam acel gest de paleolitic, da? Și atunci luam oul și gălbenușul rămânea în palma noastră, iar albușul se pierdea. Deci cumva microbiomul uman s-a creat în acest regim, hrană fiindu-i gălbenușul. Oricum, după o anumită vârstă, albușul nu poate fi digerat. Deci albușul nu se mănâncă. Există leucină de o calitate excepțională în laptele de capră. Vorbim despre proteină? Dacă vorbim despre proteină, vorbim despre proteus. De ce ființa umană astăzi își caută sensul în viață? Pentru că a pierdut legătura, conexiunea dintre imagine și nume. E bine, eu am să ofer astăzi o altă imagine a cuvântului. Proteus, proteină, teus înseamnă Dumnezeu. Teos, teologos. Înseamnă temeiul. Temei. Iar pro, când rostesc acest cuvânt, nu văd decât aur, pentru că văd soare. Pro se traduce în puternicitul moștenit de la plămadă de adăpostitoare. Iar împuternicitul, adică soarele adăpostit în plămadă, nu poate fi decât aurul. Deci, de fapt, proteus, proteina, este un metal. Acest metal este pentru mine aur. Însă, vedeți, acest aur este o adăpostitoare moștenită din cadrul de fixare cu urmași, această urmare. Proteina. Încă nu am înțeles ce reprezintă proteina. Proteina este o geometrie. Iar cei care au înțeles ideea pot merge să cerceteze acest metal care este aurul și care, de fapt, este atribuit cerului. Deci proteina înseamnă mult mai mult decât am înțeles noi. Pot să spun, nu, dacă merg mai departe, intrăm într-o chestiune. Proteina. Vorbim despre hrană vie. Vorbim despre proteină vie. Vorbim despre aur viu. Pentru că hrana se consumă vie. Eu nu pot îndemna în acest moment oamenii să consume carne vie. Nici nu poate fi vorba despre asta. Dar doresc să aduc o imagine a ceea ce reprezintă consumul proteinei vii. Deci este pur și simplu aur în mișcare. Este o particulă de hidrogen, de o formă. De aceea există tot felul de mituri și mă refer la miturile, cred că sunt biblice, nu știu ce fel de mituri sunt acestea. Mă refer, de exemplu, la basme. Toate aceste concepte sunt păstrate în basme. Când zmei și vrăjitoare se hrăneau cu copii. Și dispuneau de viață extrem de îndelungată. Iată că această informație este păstrată în mituri. E pus în povești. Pardon? Este pus în povești. Petre Ispirescu era un mare inițiat al acestor taine ezoterice pe care le-a scris în povești, în basme. Da, într-adevăr, poveștile sunt vești de pe alt tărâm, care este un alt soi de meta. În ceea ce privește hrana din comerț, după aproximativ 40 de ani, ființa umană nu mai poate digera
hrană procesată termic, adică hrană oxidată, pentru că vorbim despre 40 de ani biologici sau 40 de ani cronologici. Pentru că o ființă umană aflată la vârsta de 40 de ani poate avea organe care au o vârstă biologică de 80 de ani. De fapt, vârsta noastră este vârsta biologică a organelor noastre. Am întâlnit mai multe triburi în lume, și în America de Sud, și în Orientul Mijlociu, și în Africa, care aveau un obicei mai puțin tranzitat în locurile occidentale, și anume că aveau acces la carnea crudă. Evident că acolo era din belșug. Și nu se închisea nimeni să o pregătească termic. Da. Pentru că observam, erau slăbuți, erau forțoși, erau foarte sprinteni, aveau o forță de... Eu nu puteam să alerg cât alergau ei. Și aveau o constituție de le permitea să alerge după animal cât aș alerga eu cu 10 prieteni. Alerga unul și îl prindea. Care era de fapt pentru ei acea parte celulară care i-a ajutat? De fapt, ce le dădea lor forța aceasta? Este provocat, mă provoci, adică este provocator ceea ce faci, pentru că vom ajunge într-o zonă și vom ajunge la un anumit tip de informație. În primul și în primul rând, ființa umană nu înțelege, sau cel puțin până în acest moment, nu a reușit să decripteze ce reprezintă cu adevărat mitocondria. Uzinea de energie a celulei, asta se știe din știință și poate că are și un sens mai adânc. În esență, mitocondria este o bacterie. La origini, mitocondria este o bacterie, de ca și cum ființa umană este colonizată de o anumită structură. Tot ceea ce conține apă structurată și particulă de hidrogen, pentru că vorbim despre hidrogen, 2 oxigen, mitocondria a colonizat celula primitivă tocmai datorită faptului că nu poate trăi într-un mediu oxidativ. Deci are nevoie de un mediu anaerob. Cu toate acestea, cu adevărat, mitocondria se hrănește cu hidrogen. Iar cea mai evoluată formă de hidrogen 2 se găsește, într-adevăr, așa cum am explicat, în carne. Această particulă de hidrogen, care este esența, va conferi mitocondriei energie, va conferi energia pe care ea nu se va mai munci să o transforme în electricitate, de ca și cum ea este deja electricitate. Vorbim despre un anumit tip de electricitate. Pentru că dacă noi privim cu adevărat cuvintele, totul va fi decriptat doar în momentul în care decriptăm cuvintele. Însă, dacă eu aș decripta cuvintele, atunci această emisiune se va transforma în știința despre suflet și trup de la Tracogeto Daci. În plus, ne vor trebui cel puțin 5 zile pentru a descrie cu adevărat, da? Și pentru a desluși cu adevărat. Însă, dacă privim acest cuvânt electric, este fascinant. Pentru că în interiorul acestui cuvânt avem lec, care înseamnă leg, lag, lactis, care înseamnă lexorum, care înseamnă lege. De fapt, legea în univers este legea electricității. Nu știu dacă această imagine pe care ți-o voi oferi, suntem în acest moment extrem de studioși și extrem de cunoscători în ale astrologiei. Și ne uităm pe bolta, pe balta Apis,
unde boul Apis cu prințesa lui fac bivalența, adică pe bolta cerească, care este cerca noastră, pe care o cetește cercetătorul din Cergeția. Deci, ne uităm pe această boltă cerească și observăm această cercă și acolo, de asemenea, vedem imaginile pe care noi astăzi le denumim zodiac. Și vedem acolo figuri de animale pe bolta cerească. În această baltă. Ei bine, noi ne hrănim cu această energie. Ne hrănim cu planete. Fie că vorbim despre Uranus, fie că vorbim despre Varuna, despre care nu se vorbește, pentru că încă nu se cunoaște. Nici despre Nibiru tot nu se cunoaște. Probabil că în anumite cercuri nu, încă nu se cunoaște, dar... În altele se vorbește. În altele se vorbește, da, Nibir, într-adevăr. Însă noi ne hrănim cu această energie. Este mult mai complex, totul este o geometrie. Dacă privești Mesia, adică te uiți cu adevărat, privești această consoană H, vei vedea două structuri orizontale, verticale, legate printr-o orizontală. Este o geometrie. Această geometrie se găsește în consoana L, care formează un unghi de 90 de grade. Aceeași geometrie se găsește în vocala A. Aceeași geometrie se găsește în consoana V. Închipuiește geometrie se găsește în consoana W. Da? Ce geometrie se găsește în consoana K? Cred că ne ducem prea adânc și e posibil să nu se poată cuprinde de către o minte care vrea să afle mai clar cum poate folosi această informație, această cunoaștere. De fapt, nu doar este o informație, este o cunoaștere care a străbătut puțini oameni de-a lungul existenței planetare. Da, mi-a plăcut formularea ta. Eu am învățat recent să cosesc. Adică ai luat contact cu cosmosul. Da. Și această mișcare, care este de fapt 6:9, este o mișcare care creează o conexiune extraordinară cu ceea ce se numește bolta cerească, cu ceea ce se numește spirala ADN. Am ani de zile de când locuiesc în Apuseni și consum aceste plante. De asemenea, am 2 ani de zile de când consum apă hexagonală, cu moleculă hexagonală. Am ani de zile de când consum lapte de capră viu, gălbenuș crud, și sunt câteva alimente pe care nu le putem spune aici. Deci, pe masa mea nu se află foarte multe alimente. Sunt doar cele care împreună, da, vor forma 80% hrană vie, această hrană circadiană. Eu voi mânca merele atunci când ele se vor coace și nu în alta natură. Eu voi mânca struguri exact atunci când se vor coace și nu în alt anotimp. Gabriela, hai să lucrăm sau să conlucrăm în demontarea acestei facultăți, a faptului că se poate cumpăra orice astăzi. Îmi e poftă de un ananas, gata, mergem și cumpărăm. Îmi e poftă de un mango, mergem și cumpărăm. Și după 15 ani sistemul digestiv al omului este atrofiat și nu mai are digestie și nu mai merge la baie, că este constipat. Cum își poate potoli impulsul dacă toți cei din familie și vecine și programele îi furnizează aceste idei că poți să ai acces la orice și nu mai ținem noi cont de antropologia ființei umane și de a mai căuta sensul fiecărui lucru pe care îl consum, fie mental, fie fizic?
Nu pot vorbi de ca și cum eu propun ființelor umane în acest moment o metodă. Cum să-și înlăture viciile, cum să-și stopeze poftele și este. Asta înseamnă că eu aș crea o nouă religie, dacă aș avea la dispoziție o astfel de metodă. Consider că totul este o chestiune de conștiință, este o chestiune de alegere și este o chestiune de informație. În primul și în primul rând, eu am conștientizat faptul că viața la oraș nu îmi va oferi o viață lungă. Fapt pentru care am ales această mutare și am ales acest mod de viață. Că, într-adevăr, după aproximativ 3 ani, a apărut în viața mea moșonul, pentru că a văzut el la TV o fată care se chinuia și care, mă rog, depunea un efort colosal, da, ca să supraviețuiască în metalifer, și atunci mi-a oferit o informație care astăzi nu este informație pentru o emisiune din acest moment. Este o informație de secolul 50. Dar nu există metode. Încă în România, ființa umană nu a înțeles că trebuie să consume hidrogen 2, oxigen pur, hidratant intracelular. Că nu există alt tip de apă. Dacă omul se încăpățânează și consumă apă comunitară, el trebuie să știe că această apă comunitară, în momentul în care va părăsi corpul uman, va trage după sine și mineralele, câteva minerale, da? Că nu mai ai foarte multe minerale după 20-30 de ani de apă comunitară, da? Deci, această apă comunitară va fi eliminată de corp. Organismul o percepe ca un intrus. Această apă comunitară va părăsi corpul odată cu mineralele. Deci ea este responsabilă de eliminarea, deci va pleca, pur și simplu participă la eliminarea acestor minerale. Deci dacă ființa umană până în acest moment nu a înțeles importanța apei cu moleculă hexagonală, hidratante, intracelular, pentru că adevărata hidratare este intracelulară, nu există alt tip de hidratare. Sunt deshidratat. Nu. Nu ești deshidratat. Mitocondria ta nu are apă și metal. Singura formă prin care tu te poți hidrata este intracelular. De ce? Pentru că trebuie neapărat să adapți mitocondria. Deci, este clar cumva că ființa momentului nu dispune de soft. Nu știu ce se întâmplă cu ananasul și nu știu cum ființa umană va reuși să-și înfrâneze pofta către ananas. Cert este că ființa umană nu înțelege astăzi că nu s-a hidratat de când s-a născut, că nu a realizat defecația paleoregească de când s-a născut și că nu a dormit corespunzător de când s-a născut. Pentru că am fost educați astfel. Nu este vina nimănui. Bineînțeles că vor fi numeroși doctori care, medici, spiritualiști și așa mai departe, care vor avea cu totul alte opinii. Această informație nu este pentru toată lumea. Și nu este în Sunt oameni principal de care mainstream și nu va ajunge au de atins mainstream. un anumit nivel de conștiință, sigur. Da, tocmai din acest motiv prefer să discutăm cât se poate discuta, încât să fie și util oamenilor, dar și plăcut nouă să vorbim, fără să creăm polemici în mai multe arii sociale. Știu că te-ai trezit foarte de dimineață, deși aș mai sta până la 6 dimineața de vorbă în live cu tine, dar timpul tău este unul necesar și de lucruri de gospodărie, cum de altfel ai mai departe făcut. Îți mulțumesc și îți mulțumim și în numele celor care au vorbit și au fost activi în live pentru ceea ce ai descoperit din tine și ne-ai adus așa ca o oază, ca o speranță, că totuși există o variantă mai naturală pe care să o abordăm și să încercăm să o integrăm pe unde putem fiecare, însă
așa ca zic așa ca o provocare sau un exercițiu pentru oamenii care văd acest live este să nu creadă acest lucru pe care Gabriela ni le spune, pentru că el a verificat și nu noi toți, să nu facem o dogmă din așa ceva, că a spus Gabriela Braniște că uite așa stau lucrurile. Propunerea pe care o avem este să și împreună și cumva ader și la gândul tău de această dată, să verifice ei pe propria lor piele cum se simt, cum rezonează, ce efecte au, ce beneficii au dacă fac aceste schimbări și dacă sapă mai mult să afle ceea ce tu ai spus și puțin cu o dată în această seară, pentru că așa filtrezi oamenii care sunt atenți de cei care sunt neatenți, adică cei sănătoși de către cei mai puțin sănătoși. Pentru mine ești un om rar și îmi doresc să ne mai vedem și să mai facem astfel de conlucrări pentru bunul mers și al nostru, cât și a celor care urmăresc aceste lucruri. Toată această informație, nu va putea fi verificată decât pe parcursul unei vieți de om. Nimeni nu poate verifica o astfel de informație pe propria piele decât dacă își pune întreaga viață, 40-50 de ani, în slujba cercetării și a experienței, experimentului. Ceea ce eu expun astăzi este o cercetare obținută în 40 de ani de experiență de către moșonul, care a observat că puii hrăniți, puii de șoarec sau cuplul de șoricei hrăniți cu cupru are părul mai frumos și naște pui frumoși și sănătoși, iar cuplul hrănit fără cupru are copii mai mici, bolnăvicioși și părul mai urât, adică nestrălucitor. Deci nu va putea nimeni decât dacă într-adevăr își spune viața în slujba cercetării. Toată această informație este experimentul de o viață a cercetătorului independent, Moșon. Acum, fiecare, da, decriptează în funcție de nivelul său de conștiință. Mulțumesc. Gabriela, mulțumesc pentru Mulțumesc ceea pentru ce ne-ai invitație. dăruit și e așa cu mâna pe inimă, suntem recunoscători pentru faptul că oferi și din ceea ce verifici tu din știința ta, cât și a lui Moșion și să ne mai dai, să ne mai spui, să ne mai ajuți. Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, încă o dată vreau să mai spun despre canalul pe care Gabriela îl are pe YouTube, Evoluția Conștiinței ai Namura, o găsiți, cum vedeți acum pe ecran, are niște videouri despre o lume pe care noi o avem înăuntru și pe care o accesăm destul de rar și e așa o invitație pentru cine vrea să se descopere mai mult și mai des și mai amplu, să intre pe canalul ei și să poate să dea și un subscribe pentru că face o treabă bună. Dacă mai sunt întrebări, o să le luăm ulterior în coment. Mulțumim pentru întrebări. N-am reușit să răspund toate întrebările pentru că Gabriel a avut un flow foarte bun și am luat doar ceea ce a fost esențial pe care l-am expus, dar o să încercăm să răspundem și în comenturi ulterior sub acest video. Gabriela, mulțumim și să ne revedem sănătoși și voioși și cu putere de har mai departe. Mulțumesc. Bun, am închis.